La doar 17 ani, o tânără din Statele Unite și-a luat doctoratul în medicină. Aceasta a intrat la facultate la 10 ani, atunci când mama ei a înscris-o la un colegiu din Illinois, unde s-a specializat în psihologie. În ciuda faptului că tânăra a participat la cursuri mai mult online, de la distanță, în tot acest timp a reușit să obțină. Diplomele de profesor asociat, licență în științe umaniste și masterat în științe, iar acum iată și pe cea de doctorat. Absolventa a participat fizic la ceremonia de absolvire unde a ținut și un discurs. Ea a spus că totul îi se datorează mamei, dar și bunicii ei care au îndrumat-o și au susținut-o pe acest drum.